Bună tuturor, eu sunt Ștefi și astăzi am schimbat background-ul. Bună tuturor, eu sunt Ștefi și astăzi vorbim despre educația sentimentală de la Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, de care bănuiesc că ați auzit cu toții, pentru că Madame Bovary. Oricum, el termină prima versiune a romanului despre care vorbim astăzi în 1869, deși începe acest roman în 1845. Deci vă dați seama cât de perfecționist era omul ăsta de fapt. În fine, romanul despre care vorbesc eu astăzi, Educația sentimentală, se învârte în jurul vieții lui Frederic Moreau. Acest Frederic Moreau fiind un șmecheraș din Franța, iar povestea împletește viața lui amoroasă, viața lui interioară, deci sentimentele lui, cu detalii istorice din timpul Revoluției franceze de la 1848. În orice caz, nu vă speriați, nu este o lecție de istorie nici pe departe, dar dacă, eu cred că dacă vrei să faci un research riguros în spatele romanului, vei rămâne cu câteva informații importante despre acest eveniment istoric. Începutul romanului mi se pare foarte bun și chiar este recunoscut ca unul dintre cele mai bune începuturi de roman din literatură. Incipitul ăsta îl descrie pe Frederic la vârsta de 18 ani, când decide să se mute la Paris pentru a studia dreptul. El pleacă la Paris pe un vapor, în fine, plecarea asta este evident o metaforă pentru inițierea lui pe drumul maturizării, de fapt, pe care o observăm de-a lungul romanului. În călătoria asta pe vapor o întâlnește pe doamna Marie Arnoux, care devine dragostea lui eternă. Este singura femeie pe care o va iubi vreodată din ceea ce cunoaștem în roman. Frederic nu este nici pe departe personajul meu fictiv preferat, adică sincer chiar îl detest destul de mult. Asta pentru că cel puțin după a doua jumătate a cărții devine un adevărat fuckboy, adică ca să vă explic așa ce făcea băiatul meu. Deci el era în limbă, îi plăcea foarte mult de doamna Marie Arnoux, care este dragostea vieții lui, dar în același timp el este iubitul unei prostituate cu care eventual o face un copil. În același timp vrea să se însoare cu o aristocrată doar pentru banii acesteia și îi promite unei fete de la țară, unei alte fete de la țară, că se va însura cu ea. Mișto, nu? Romanul include niște descrieri foarte plăcute, în care te poți transpune foarte ușor, deși uneori devin destul de anevoioase și de iritante. Romanul ăsta chiar te educă, după cum spune titlul, cred eu, pentru că de la fiecare personaj înveți un așa nu, ce să nu faci cu viața ta sentimentală. Naratorul are un ton ironic în general și uneori este îmbibat așa în puțin umor fin, ceea ce este foarte plăcut, face lectura destul de plăcută. O altă chestie foarte interesantă în educația sentimentală este cum este reprezentată femeia. În primul rând, feminitatea. Și vorbesc despre feminitate din punctul de vedere a lui Frederic. Frederic era destul de confuz cu ceea ce îi plăcea, pentru că, pe de o parte, vrea o femeie care să fie întruchiparea feminității și femeia asta era, evident, Marie Arnoux. Și, pe de altă parte, rămâne iubitul unei prostituate, a cărei poreclă era mareșala. Deci, evident că de la numele ăsta care sună așa dur, această prostituată nu era chiar foarte feminină și diafană. Deci, Frederic este foarte indecis. O altă chestie despre femeie în cartea asta și o altă temă a acestei cărți ar fi prostituția. Prostituția, în caz de nu știți, este cea mai veche muncă care a fost vreodată ever. Și sexul, în general, este o temă. Pentru că Frederic se înfundă așa în activități sexuale doar pentru a-și ignora problemele lăuntrice. Deși o tema romanului este sexul, nu vă așteptați la cine știe ce detalii explicite. Așteptați-vă mai mult la niște detalii picante, așa, printre rânduri. Adevărul e că personajele pot deveni foarte enervante în romanul ăsta la un moment dat. V-am spus că de la toate învățăm un așa nu, mai mult decât un așa da.
Dar cred că și asta este ideea, de fapt, pentru că Flaubert încearcă să critique clasa burgheză în această carte. Toate personajele fac parte din clasa burgheză. Flaubert am impresia că nu se gândește prea mult la cititor, cred că se gândește mai mult la plăcerea lui de a scrie decât la noi, pentru că am impresia că nu ne seduce deloc, nu încearcă să ne seducă niciun fel. Este genul, îți place bine, nu-ți place, nu mai citi. Așa mi-a dat mie impresia modului de a scrie. Personajul Mariei Arnoux este de fapt inspirat din viața reală a lui Flaubert, pentru că lui i-a plăcut de o femeie mult mai în vârstă decât el, pe nume Eliza Schlesinger, de care se îndrăgostește, doar că această femeie era căsătorită cu un afacerist. La fel ca femeia asta, și Maria Arnoux era căsătorită la rândul lui, la rândul ei, era mult mai în vârstă decât Frederic. Am citit că și lui Flaubert, ca și lui Frederic, îi plăcea să frecventeze prostituatele, iar Flaubert era destul de deschis în viața lui proprie despre asta, pentru că el obișnuia să facă foarte multe călătorii în afara Parisului, în afara Franței, și în acest timp mai și frecventa bordeluri. Una peste alta, povestea asta este despre pasiune, cred eu. Pasiunea pentru femeie, pasiunea pentru viață și pasiunea asta exprimată totuși cu riscul de a pierde. Acum vreau să vă citesc citatul meu preferat din această carte. Este un dialog foarte scurt de două replici între Frederic și prietenul său. Nu am cartea pentru că era împrumutată de la bibliotecă, dar am să citesc de pe telefon pentru că mi-am notat citatul. Și își rezumară viața. O rataseră amândoi. Cel care visase dragostea și cel care visase puterea. Care era oare pricina? Poate din lipsă de linie dreaptă, zise Frederic. Se poate, în ceea ce te privește. Eu, împotrivă, am păcătuit din exces de rectitudine, fără să țin seama de mii de lucruri secundare, mai puternice decât toate. Aveam prea multă logică și tu, prea multe sentimente. Apoi, dădură vina pe hazard, pe împrejurări, pe epoca în care se născuseră. Educația sentimentală, de Gustave Flaubert.